Din toată inima noastră să-l bine cuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Isus Hristos și Duhul Sfânt Amin. Am spus fraților că în această seară nu eu voi fi predicatorul principal, cum să spune așa, ca să folosesc expresia, și de aceea am ales ca să vorbesc la început. Văd că deja Duhul Sfânt pregătește terenul inimii noastre să înțelegem lucrarea măreață a lui Dumnezeu. Eu nu sunt pentru o mișcare triumfalistă din aceasta. Constatăm în vremea noastră că atunci când se vorbește despre Duhul Sfânt sau când încearcă să se explice lucrarea Duhului Sfânt, oamenii prin, pun pe primul loc bucuria. Nu aceasta este pe primul loc. Mă opresc doar la un singur verset în această seară din citirea. Care s-a făcut din Ioan 16, versetul 8, când va veni El, Duhul Sfânt, scris aici El cu E mare, da, este a treia persoană din Dumnezeire, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Stimați ascultători, noi atunci când. Avem un copil, mi-aduc aminte când erau copiii mici, sau dumneavoastră cei care aveți copii mici, dacă un copil cade într-o baltă și se murdărește, mama nu-l ia imediat în brațe. Întâi trebuie să-l spele, să-l curățească și îl mustră, că i-a spus de mai multe ori, așa cum spunem copiilor noștri, fii atent, prea ești neastă împărat, prea nu iei seama la ceea ce spun, fii atent, fii atent, fii atent. Iată, iubiți ascultători, și vreau să mă duc, îmi place foarte mult să mă duc la profețiile Scripturii. Eu sunt uimit, sunt fascinat când citesc în Scriptură lucrările pe care Dumnezeu le-a vestit mai dinainte. Cu câtă exactitate le-a așezat, ca atunci când se vor împlini, noi să spunem, ca Ieremia, Doamne, Tu ești, Tu ești drept, Tu ești sfânt, Doamne, Tu ești prea drept ca să te întreb de ce e așa. Pentru că văd că tot ce faci tu, faci bine. Și la ce face Dumnezeu nu mai este nimic de adăugat. Numele Lui să fie bine binecuvântat. Și îmi place așa de mult să mă uit la lucrarea profetică. Mai mult decât atât, în seara aceasta vreau să mă uit în partea a doua, caut să mă limitez, să mă restrâng în această seară, vreau să ascult cuvântul lui Dumnezeu. Îmi place și în partea a doua să mă uit împreună cu dumneavoastră la modul cum s-au împlinit lucrările vestite de Dumnezeu în Vechiul Testament, la lucrările pe care le făceau evreii în Vechiul Testament, cum s-au împlinit în Biserica lui Dumnezeu. Sărbătorile, de exemplu. Cum Domnul a îngăduit să se împlinească aceste sărbători în Biserică și la momentul respectiv, sigur, veți înțelege. Când a fost vorba despre coborârea Duhului Sfânt, despre sărbătoarea aceasta, m-am dus la sursă, m-am dus la Cartea profetului Ioel. Vă rog să deschideți împreună cu mine. Aici este prevestită lucrarea aceasta. Dumnezeu a vorbit prin profetul Ioel. a vorbit și prin alți profeți câte puțin. A sintetizat așa Dumnezeu și prin Isaia anumite pasaje vis-a-vis -vis de ce vrea să facă. Dar în cartea profetului Ioel este detaliat. Petru în ziua țingețimii imediat a apelat la Scriptură și a spus asta este ce s-a vestit prin profetul Ioel. Și a venit cu exprimarea lui cu prezentarea acestei profeții. Vă rog să deschideți împreună cu mine la cartea profetului Oiel. Am răscolit-o, am răsfoit-o, sunt trei capitole, nu este o carte foarte mare, dacă n-ați citit-o în totalitate până acum, vă recomand să o citiți acasă, după masa de seară, după ce povestiți a fost la adunare, înainte de timpul acela de rugăciune de seară, să citiți cartea profetului Ioel. Eu încerc să o parcurg în momentele care urmează, pentru că am găsit ceva foarte, foarte înțelept la Dumnezeu. Noi când citim despre botezul cu Duhul Sfânt, când începem să prezentăm lucrarea aceasta, începem de la capitolul 2, versetul 28. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Și eu am fost curios, de ce a spus Dumnezeu după aceea? Ce a fost înainte? De ce s-a exprimat așa? Și am citit cartea profetului Oiel și foarte interesant, am găsit primul verset din capitolul 1, este o prezentare, numele autorului, da? cuvântul Domnului, care a fost spus lui Oiel, fiul lui Petuel. Acest verset este un verset de prezentare. După aceea, urmează 36 de versete îndemn la pocăință, și 36 de versete făgăduinți. De ce, Doamne, ai făcut așa de drept și ai împărțit așa de exact cuvântul lui Dumnezeu? De ce trebuie așa de multă pocăință? Fraților, Dumnezeu este corect. Când a numărat întâi născuți și a spus Domnul, vreau să iau în locul întâilor născuți care să ai mei, eu i-am salvat în Egipt și s-ai mei, I-am răscumpărat cu sângele acela al mielului, da? Trebuiau să moară, au murit întâi născuți ai egiptenilor, de la oameni până la dobitoace. Și a spus Dumnezeu, vreau să îi numeri întâi născuți și apoi îi iau pe leviți în locul întâilor născuți. Citiți acasă și veți vedea în cartea numerilor, a numărat întâi născuți, și a numărat leviții, și leviții erau cu 273 mai puțini. 20.273. 20 erau cu 273 mai puțini leviți. Dumnezeu n a răsat o așa. A spus răscumpărați cei 273 care, nu, care lipsesc. Egal. Vreau să fie egal. Îi iau în egalitate. Nu căutați să mă înșelați. Iubiți frați și surori, stimați ascultători, trăim o vreme în care oamenii percep Duhul Sfânt numai ca o bucurie. Oamenii percep Duhul Sfânt numai ca o manifestare exterioară. Și nimeni nu mai vorbește despre pocăință și nimeni nu mai amintește că El va dovedi lumea vinovată când va veni în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Cred că ați observat că nu pomenește nimic despre această bucurie, pentru că după ce rezolvi problema păcatului, după ce rezolvi problema neprihănirii, după ce te pui la adăpost de judecata lui Dumnezeu, poți să ai bucurie, slăvit să fie Domn. Dar întâi trebuie rezolvate aceste probleme. Cartea profetului Ioel este o puternică îndemnare la pocăință. Vă spuneam, 36 de versete sunt îndemn la pocăință cu Dumnezeu nu este de jucat. Au crezut că îl vor păcăli așa, au crezut că vor fenta așa și se vor ascunde sub deviza templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Au crezut evreii că dacă aduc un animal și îl jertfesc acolo totul în ordine, după aceea ei se pot întoarce la obiceiurile lor, la tertipurile lor, la șmecheriile lor și la tot felul de manifestări ale lor ca să-și apere proprietatea lui și ca să-i meargă lui bine. Și a venit mâna lui Dumnezeu și a apăsat peste poporul lui Israel. M-am uitat aici, parcă nu-ți vine să crezi. Oare așa este Dumnezeu de supărat și așa este Dumnezeu de greu de înduplecat? Pentru că Dumnezeu avea în față un popor care trebuia să-l cunoască. A venit mâna lui Dumnezeu în prima fază, citim aici în capitolul 1, o invazie de lăcuste. Și Dumnezeu spune aici, povestiți copiilor voștri despre lucrul acesta. Versetul 3. Copiii voștri se povestească la copiilor, iar copiilor se povestească neamului de oameni ca va urma. E atent Dumnezeu când vrea să vorbească, să, să înțelegem natura lui divină, sfințenia lui, dreptatea lui. Pentru că el este sfânt, numele lui să fie binecuvântat, el este drept este și bun și milostiv, numele Lui să fie binecuvântat și pomenește și în acest îndemn la pocăință și despre bunătatea Lui. Vă spuneam altă dată că oricare ar fi fost mesajul Lui Dumnezeu, oricât de aspru, conține în el și bunătatea Lui Dumnezeu. Cum spunea celor din Ninive, încă 40 de zile, asta exprimă bunătatea Lui Dumnezeu, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. A venit invazia aceasta de lecuste. Vă citesc fugitiv. Ce a lăsat nemâncat lecusta Gazam, a mâncat lecusta Arbeh, ce a lăsat lecusta Arbeh a mâncat lecusta Elec, ce a lăsat lecusta Elec a mâncat lecusta Hasil. Și ascultați, treziți-vă, bețivilor, Cum să spui așa unui popor care îl cunoștea pe Dumnezeu? Nu că sună ciudat. Treziți-vă bețivilor și plângeți, vă vă tot cei ce beți vin, căci vi s-a luat musul de la gură. Mâna lui Dumnezeu a apăsat puternic. Ascultați aici concluzia, versetul 7. Dacă veți rezumatul acestei invazii. Mi-a pustit via, mi-a făcut bucăți smochinul, L-a jupuit de coajă și l-a tântit jos, mlădițele de viță au ajuns albe. În Înmărmuriți versetul 11, plugari, vă uitați-vă, vieri, din pricina gârului și orzului, căci bucate de pe câmp sunt pierdute. Via este prăpădită, smochinul este vestejit, rodiul, finicul, mărul, toți pomii de pe când s-au uscat și s-a dus bucuria de la copiii oamenilor. Mai du bunicule copiii sub măr și sub smochin să le dai câte un fruct copt, că nu mai este nimic. S-a dus bucuria copiilor oamenilor parcă îți vine să spui, Doamne, de ce ai fost așa de aspru? De ce, Doamne, a apăsat mâna ta asupra acestui popor care este poporul tău? Pentru că Domnul vrea să ne pocăim, slăvit să fie Domnul. El vrea să ne întoarcem spre El. Întâi de toate, pe primul loc, este sufletul nostru și apoi trupul nostru. Noi ne văităm dacă ne doare o mână, dacă ne doare un picior, dacă avem probleme de sănătate. Strigăm la Domnul, dar nu ne uităm cu atenție. Cum este sufletelul nostru? Cum stăm noi înaintea lui Dumnezeu? Care este atitudinea noastră față de viața care o trăim? Ne complacem într-o stare de căldicel? Ne, co ne complacem într-o stare de nepocăință? Îndemn la pocăință! Încingeți-vă preoți și plângeți! Bociți-vă, slujitorii altarului, veniți și petreceți noaptea îmbrăcați cu saci, slujitorii ai Dumnezeului meu, căci au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură din casa Dumnezeului vostru. Doamne, n-ai putut să mai lași ceva, să mai fie jertfe? Nu, nu sunt curios de jertfele voastre dacă le amestecați cu nelegiuirea. Nu-mi place arderele voastre de toți, spune în cartea profetului Isaia. Luați dinaintea mea, încetați să mai faceți răul, Urmăriți binele, spunea Dumnezeu. Nu jertfele întâi, ci întâi o viață curată. Doamne, ajută-ne la aceasta. Iubiți frați și surori, a trecut timpul, eu așa înțeleg și o să vă citesc în continuare, și evreii tot nu s-au pocăit. Peste nenorocirea aceasta, peste această invazie de lăcuste, a venit o nenorocire și mai mare. Citim începând cu versetul 17. S-au uscat semințele sub bulgări. Deci a trecut, s-a dus recolta, smochinul a fost jupuit de coajă, de lăcuste, grâul și bucatele, așa cum am citit în versetul 10, orzul, grâul, orzul, bucatele de pe câmp sunt pierdute. A venit anul următor. Au semănat cu de că se va face ceva. N-au încetat stările lor confuze înaintea lui Dumnezeu. Au rămas tot așa, au crezut că lască Dumnezeu, a trecut, ne-a pedepsit, de acum o să fie bine, noi mergem mai departe pe drumul nostru, nu? A venit anul următor. O secetă puternică, spune, s-au uscat semințele sub bulgări, grânarele stau goale, hambarele sunt stricate, că s-a stricat semănătura. Gem vitele, cirezele de boi umblă buimace, căci nu mai au pășune, chiar și turmele de oi suferă. Noi știm că oaia mai mănâncă, mai găsește. O duci, o plimbi, trece timpul, se hrănește cu ceva. Chiar și turmele de oi suferă. Către tine, Doamne, strig căci a mâncat focul islazurile pustiului. Așa o secetă de mare. Iar și fiarele câmpului se îndreaptă doritoare către tine, căci au secat pâraele și a mâncat focul islazurile pustiului încă o dată este reluată fraza aceasta. Al doilea îndemn la pocăință este mai concentrat decât primul. E mai apăsat decât primul. Vă citesc, iubiți frați și surori, și spune aici, sfâșiați-vă inimile și nu hainele. Observați că Dumnezeu vede în detaliu anumite lucruri pe care le făceau ei. Când se întrestau înaintea Domnului, sfârșiau hainele ca semn de umilință, ca semn de pocăință. Și Dumnezeu a spus, nu așa, nu așa, sfârșiați-vă inimile, încetați să mai faceți rău, gândiți-vă profund la legea mea, puneți-o în inimă, sfârșiați-vă inimile și nu hainele și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, că Cel este milostiv și plin de îndurare. Vă spuneam că în îndemnul acesta la pocăință, Dumnezeu în bunătatea Lui, în dreptatea Lui, în sfințenia Lui, amintește oamenilor caracterul Lui. El este milostiv, plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și îi pare rău de relele pe care le trimite. Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa după el o binecuvântare, darul de mâncare și jetfe de băutură pentru Dumnezeul nostru? Sunați din trâmbiță în Sion, și vestiți un post. Chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrâni, strângeți copiii chiar și sugarii, să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei. Al doilea îndemn la pocăință este mai conturat decât primul. Chiar și mirele și mireasa la pocăință. Binecuvântat să fie Domnul! Iubiți frați și surori, am primit recent o înregistrare și am văzut, nu vreau să dau detalii pentru că se poate urmări serviciul din seara aceasta, o încheiere așa de nuntă cu un dans din ăsta tematic, cu aplauze peste măsură. Nu mă mir că spune aici să iasă mirele din cămară și mirea asta din odaie ei. Toți trebuie să ne întoarcem către Domnul, toți trebuie să ne întoarcem la pocăință. După aceea voi turna în Duhul meu. După pocăință. Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, iubiți și surori, vă spuneam cum se împlinesc aceste lucrări, cum Dumnezeu atât de frumos lucrează toată mântuirea aceasta, tot planul lui este în detaliu, în Cartea Sfântă. Începem să Înțelegem aceste lucrări ale Lui Dumnezeu și eu mi-aduc aminte, vă dau un exemplu practic care l-am trăit eu. Când a fost eclipsa de soare, ne frământam cu colegii, mi-am adus aminte când eram copil, că afumam niște sticlă să ne uităm să vedem așa cum parcă ceva mușcă din soare și urmăream când eram copil eclipsa aceea de soare și Eram la servici, nu aveam unde să fumăm, sticle, să ne uităm, eram în timpul serviciului și mă gândeam, oare cum să facem să ne uităm, să vedem eclipsa aceasta, să ne uităm la soare și să nu ne afecteze. Și am găsit o folie din aceasta de culoare maronie translucidă, lăsa un pic să se vadă prin ea și am tăiat mai multe folii din acestea și le-am pus una peste alta și am pus atât de multe folii încât să nu mă orbească soarele. Și dacă nu era clar, mai dădeam o folie de o parte și rămâneam cu mai puține. Am dat la o parte câteva folii până când am văzut deslușit, fără să fiu afectat, am văzut soarele, am văzut porțiunea aceea de lună care intra. că Acesta este fenomenul de eclipsă. Luna intră între noi care ne uităm spre soare și soare. Și parcă taie ceva și ascunde ceva din strălucirea soarelui. Ei bine, iubiți frate să sorocam, așa ceva se întâmplă când noi privim spre Dumnezeu. Avem ca niște folii suprapuse. Și dacă vrem să vedem mai clar, dăm la o parte o folie. Și când omul citește în scriptură și găsește ceva, parcă dă cineva o folie la o parte și vezi mai deslușit. Continui să citești cuvântul lui Dumnezeu, îl strângi în inima ta, încep cu el dimineața, închei cu el seara și parcă iar se mai dă o folie la o parte și vezi mai deslușit. Și m-am uitat la sărbătorile care erau programate de Dumnezeu. Pare puțin ciudat așa, că era ca o poruncă să te odihnești și mi-am dat seama că Dumnezeu a avut dreptate, un popor crescut în dobitocii, acolo, în robia egipteană, nu mai aveau nici sărbători legali, nu mai aveau nimic. Așa cum noi le spunem copiilor noștri când sunt mici, trebuie să dormi la amiază. Somnul de amiază este obligatoriu și copilul nu înțelege. Și plânge și el s-ar mai juca, că dacă nu doarme la amiază, se arată face un circ de nedescris. Și Domnul a trebuit unui popor începător ca să le ia ca pe un copil și să-l formeze și să-i spună, trebuie să vă odihniți. Vreau să aveți sărbători înaintea mea. Și deschideți la Deuteronom, capitolul 16. Sunt prezentate sărbătorile. Voi trece sumar așa prin aceste sărbători și apoi ne vom uita, iubiți fașiului, cum le-a împlinit Dumnezeu în biserică. Deuteronom 16. Păzește luna spicelor. Să, să păznești sărbătoarea Paștelor în cinstea Domnului. Să jertfești Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului tău, jertfele tale de oi, boi și locul în locul pe care îl va alege Domnul, ca să-și așeze numele acolo. În timpul sărbătorii să nu mănânci pâine de ospită. Deci era sărbătoarea Paștelui și imediat după aceea, timp de șapte zile, era sărbătoarea azimilor. Da? Șapte zile să mănânce azime, pâinea întristării, căci a ieșit în grabă din țara Egiptului. Nu intrăm în detaliu, vom detalia la momentul respectiv. A doua sărbătoare. Sărbătoarea săptămânilor. Cinzecime însemnează 50 de zile. Șapte săptămâni, ori șapte, 49, și a, 50 a zi era sărbătoare sărbătoarea săptămânilor. Să numeri șapte săptămâni de când vei începe seceratul grâului, să începi să numeri șapte săptămâni, apoi să prăznuiești sărbătoarea săptămânilor și să aduci daruri de bunăvoie după binecuvântarea pe care se va da Domnul Dumnezeul tău. Să-ți aduci aminte, versetul 12, că ce ai fost rob în Egipt și să păzești și să împlinești legile acestea. A treia mare sărbătoare, sărbătoarea corturilor. Se să prăzunești sărbătoarea corturilor șapte zile, după ce îți vei strânge roadele din arie și din teasc, să te bucuri la sărbătoarea aceasta. Tu, fiul tău, fica ta și robul tău, roaba ta și levitul, străinul, orfanul și văduva, care vor fi în cetățile tale. Să prăjunești sărbătoarea șapte zile în cinstea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care va alege Domnul Dumnezeul tău, căci El te va binecuvânta în toate roadele tale și în tot lucrul mâinii tale și de aceea să fii vesel. De trei ori pe an, toți bărbații să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege, el la sărbătoarea azimilor, care începea cu Paștele, da? la sărbătoarea săptămânilor și la sărbătoarea corturilor. Să nu te înfățișezi cu mâinile goale înaintea Domnului. Deci, unu, să nu uiți că ai fost rob, să te bucuri înaintea Domnului, că Domnul te-a eliberat. Doi, să te bucuri la această sărbătoare cu toți, și cu robul și cu levitul și cu străinul, nu fi zgârcit, nu fi rău, nu pune robul tău să lucreze și tu te odihnești în ziua sărbătorii, bucurați-vă toți, că este motiv de bucurie. Și trei, să nu vii cu mâinile goale. Cum dai, așa ți se dă. Să dai după măsura binecuvântării, după cum te-a binecuvântat Domnul, slăvi să fie Domn. Și acum, iubiți frate și soră, că aici este uimirea. Ne uităm în biserică vine Apostolul Pavel și spune în Cartea Corintenilor Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Partea a doua, a azi, sărbătoarea azimilor, problema e la noi. Pavel spune să prăznuiți sărbătoarea, praznicul, nu cu un luat vechi de răutate sau viclenie, ci cu azimile curăției și ale adevărului. Slăvi să fie Domn! Sărbătoarea aceasta s-a împlinit în biserică. Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit, El este mielul fără pată, sângele Lui a curs pentru păcatele noastre, a murit în locul nostru, noi am intrat în această stare de har pentru că El a murit pentru noi, numele Lui să fie binecuvântat. Continuăm sărbătoarea cu azimile curăției și ale adevărului. Iubit credincios, iubit ascultător, Caută să fii mulțumită înaintea lui Dumnezeu, trăiește o viață sfântă și curată, prăznuiește în mod continuu sărbătoarea aceasta cu azimile curăției și ale adevărului. Așa să ne ajute Dumnezeu. A doua sărbătoare era această sărbătoare a cinzecimii. Vreau să vă citesc în detaliu. Era, erau niște detalii la sărbătoare, deschideți împreună la Levitic, când s-a așezat această sărbătoare, erau anumite percepții, să faci așa, să iei un snop, să-l lege -ne înaintea Domnului. Deschideți la Levitic 23, când vei intra, versetul 10, când veți intra în țara pe care vă dau și când veți secera semănăturile, să aduceți preotului un snop ca pârgă a secerișului vostru. El să lege ne snopul într-o parte și în alta, înaintea Domnului. Mai departe. Versetul 15, de a doua zi după sabat, din ziua când veți aduce snopul ca să fie legănat într-o parte și în alta, să numărați șapte săptămâni întregi, să numărați 50 de zile până în ziua când veți, care vine după al șaptelea sabat, să aduceți și atunci să aduceți Domnului un nou dar de mâncare. Să aduceți din locuințele voastre două pâini care să fie legănate într-o parte și în alta. Nu regăsiți mișcarea de la Ierusalim când Domnul s-a auzit un bubuit ca de tuneți, toată mulțimea alerga niște limbi ca de foc, s-au așezat câte fiecare, câte una pe fiecare și se legănau înaintea Domnului, cântau și lăudau numele Domnului și măririle lui Dumnezeu, încât oamenii au spus, ăștia beți. Nu sunt beți, a spus apostolul Petru. Că nu-i decât al treilea ceas din zi, aceasta e ce a spus profetul Ioel. Era mare bucurie ca niște daruri legănate înaintea Domnului, numele Domnului să fie binecuvântat. S-a împlinit, iubiți frate și surori, această sărbătoare în biserică. Era începutul, ploaie timpurie și târzie, ca o dinioară, cum scria în cartea profetului Ioel. Mergem mai departe, iubiți frași și surori. Eu am rămas uimit și spuneam dimineață când am citit cu atenție și în cartea profetului Ioel și când am citit și interpretarea profeției de către Petru în ziua cinzecimii, pare o neconcordanță. În cartea lui Ioel, vă citesc originalul, vă citesc această profeție, mă veți înțelege la momentul respectiv, pentru că sărbătoarea corturilor încă nu s-a împlinit în biserică. O să mă înțelegeți la momentul respectiv. Iată ce spune în original în cartea profetului Oiel, finalul profeției da? despre botezul cu Duhul Sfânt. Voi face să se vadă semne, versetul 30, în ceruri, pe pământ, sânge, foc, stil de fum, soarele se va face în întuneric și luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului, citesc cu atenție, sunteți atenți, mă urmăriți, da? ziua aceea mare și înfricoșătoare. Pune Ioel. Fapte capitolul 2. Coborârea Duhului Sfânt, mișcarea de la Ierusalim, limca de foc, comentarele de pe margine, predica Apostolului Petru interpretând profeția lui Ioel. În zilele de pe urmă zice Domnul, voi turna din Duhul meu. Da, versetul 80, chiar și peste rob și peste roabe. 19. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Ce faci, Petre? Ai greșit? Nu știi Biblia? Traduci în mod eronat? Ioel, Dumnezeu a spus prin Ioel ziua aceea mare și înfricoșătoare și tu spui oamenilor care te ascultă ziua aceea mare și strălucită? Este o contradicție? A greșit Dumnezeu? Ai greșit tu? Nu este nicio contradicție, iubiți și surori. Vă spuneam de sărbătoarea cortului care nu s-a împlinit încă. Vă rog să deschideți împreună cu mine în cartea profetului Maleahi, ultimul din Vechiul Testament, când Dumnezeu stă de vorbă din nou cu poporul Său. Este ca un extemporal pe care îl dă Israel. Întrebări și răspunsuri. Întreabă Dumnezeu și răspunde dacă poate Israel. Întreabă Israel și tace sau răspunde Dumnezeu. Așa e cartea lui Maleahi. Cât este ea de mică această carte a lui Maliahi, mi-am notat aici pe margine, sunt 27 de semne de întrebare. Citim finalul. Luăm extemporalul mai la sfârșit. Capitolul 3. Cuvintele voastre sunt aspe împotriva mea, zice Domnul. Versetul 13. Și mai și întrebați, ce am spus noi împotriva ta? Semnul întrebării a zis, răspunde Dumnezeu. Degeaba slujim lui Dumnezeu și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor. Acum fericim pe cei trufași. Da, celor răi le merge bine. Parcă și -ac -ac acum tot așa spun oamenii. Este același dialog și astăzi. Ne uităm și zicem, parcă celor răi le merge bine. Da, ispitesc pe Dumnezeu și scapă scapă, dar până când? Nu te uiți așa cum acum pe drumul acesta al pocăinței merge și capra și oaia? Nu te uiți acum așa când vezi lanul de grâu, în mod spiritual vorbesc, când vezi lanul de grâu și aici colo câte o plantă de neghină care se ridică sus și comentează. Că întotdeauna cel firesc l-a prigonit pe cel du duhovnicesc. E l-a prigonit pe Iacob, Saul l-a prigonit pe David. Cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos, spune Scriptura, vor fi prigoniți? Da, ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Mergem mai departe. Că și cei ce se tem de Domnul, spunea atunci, și cei ce se tem de Domnul au vorbit și ei, unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul, o știrilor. Îmi vor fi o comară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Dumnezeu pregătește o zi, numele lui să fie binecuvântat. Veți vedea că percepția acestei zile este diferită. Sunt două categorii de oameni. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprigănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește. Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți ei trufa și tot cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Pentru aceștia, ziua aceea este mare și înfricoșătoare. Slăvi să fie Domnul! Mergem mai departe. Dar pentru voi care vă temeți de Domnul, va răsări soarele neprihănirii. Ce frumoasă este ziua când răsare soarele. Și cum o declarăm noi această zi când vedem soarele în toată plinătate? Este o zi strălucită. binecuvântată să fie Domnul. Iată că nu este o greșeală. Da? Pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii, tămăduirea va fi sub lui, veți ieși și veți sări ca viței din graj și veți călca în picioare pe cei răi, că cei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc eu, zice Domnul oștirilor. Amin. Ce frumos, iubiți frați și surori! Vreau să citesc în final din cartea Apocalipsei. Vă spuneam că această sărbătoare a corturilor încă nu s-a împlinit. Dumnezeu pregătește această zi, ei trebuiau să locuiască în corturi și să se bucure înaintea Domnului, și citim în Cartea Apocalipsei capitolul 21. Știți că capitolul 21 și capitolul 22 sunt cele mai frumoase capitole din Scriptură, prezintă lucrarea finală a Lui Dumnezeu, pregătirea Lui Dumnezeu pentru noi, poporul Lui. Și ascultați ce scrie aici. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, nouă Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, glorie lui Dumnezeu, adevăratul cort al lui Dumnezeu. Ce făceau ei din crengi, pe câmp, pe dealuri, ieșeau și se bucurau. Dacă nu aveau altă posibilitate, în balcon făceau un cort și săteau șapte zile în cort, că așa le spunea Dumnezeu. Asta este o imagine palidă, față de ceea ce pregătește Dumnezeu. Observați că Ioan n-a putut să se exprime și a spus, cetatea sfântă nouă de gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei, cu străzi de aur, cu porți de mărgăritare, cu râul vieții, cu pomul vieții, cu lucrarea lui Dumnezeu, numele lui să fie binecuvântat. Și toate aceștia, iubiți fraților ne așteaptă pe noi, spune mai departe cuvântul, și am auzit un glas care ieșea din scaunul de domnie și sea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei, ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însă își va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. Dacă numai versetul acesta îl luat și mergeți cu el acasă, el vă va umplea inimile de bucurie, iubiți ascultători, toate aceste lucruri pentru că spune aici cuvântul lui Dumnezeu, cel ce ședea pe scaunul de domnie, a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi și a adăugat Ioane, scrie, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Vreau ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă încearcă vrăjmașul să ne mintă cu anumite imagini în lumea aceasta, pentru că aceasta este marea diferență. Oamenii se uită la ceea ce izbește privirile. Lumea în care noi trăim, diavolul a colorat-o frumos și ne minte și ne păcălește cu tot felul de lucruri, care par frumoase, care arată bine, dar în esență sunt goale până înăuntru, firești, vanitoase. Noi avem o chemare sfântă din partea lui Dumnezeu, ne vrea cu gelozie pentru împărăția Lui. El nu vrea cerul fără oameni, spunea o poezie, dar nici pe oameni fără cer. Iubiți ascultători, să nu uităm, s-a împlinit sărbătoarea Paștelui. Hristos, Paștele nostru, a fost jerfit. Numele Lui să fie binecuvântat. Rămâne ca noi să trăim această continuă sărbătoare cu azimile curăției și ale adevărului. Doamne, ajută-ne în aceasta! Sărbătoarea săptămânilor, cinzecimea, s-a împlinit în biserică. Domnul i-a legănat acolo la Ierusalim, s-au vestit lucrările minunate ale lui Dumnezeu, s-au mirat oamenii din jur, le-au rămas inima străpunsă și au întrebat, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Și fiecare din voi să fie botezat, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr va chema Domnul Dumnezeul nostru s-a împlinit această sărbătoare. Mai rămâne sărbătoarea corturilor. La aceasta te invit, iubit ascultător. Aș putea să mai citesc, dar citești tu acasă în Cartea Apocalipsei lucrurile frumoase, expresia aceasta. De altfel, cu asta începe finalul Apocalipsei. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Vrea să ne ducă acolo, dar ne duce în condițiile cerute de El. Nu oricum, El vrea întâi pocăință, și apoi Duhul Sfânt, el vrea întâi o întoarcere din toată inima către Domnul și apoi bucuria, el vrea întâi Sufletul și apoi trupul. Domnul pe tot să ne binecuvinteze, el să fie cu noi și să ne ajute, amin.